Grădina botanică din Iași s-a transformat în aceste zile într-un paradis al culorilor și aranjamentelor florale. Încurajați și de vremea primăvărată, că sute de vizitatori au admirat crizantemele, dumitrițele, varză ornamentală, ardeii sau dovleceii decorativi care sunt pe afișul celei de-a 47-a ediție expoziției Flori de Toamnă. La această ediție, Grădina botanică din Iași prezintă o colecție diversificată de crizanteme, inclusiv soiuri românești sau internaționale. Unele soiuri de crizanteme sunt dirijate prin tehnici speciale de cultură sub formă de pom, cascadă, piramidă, fiind expuse tocmai pentru a evidenția disponibilitățile pe care le prezintă această specie pentru practicile horticole clasice sau moderne. O direcție importantă este cea de conservare, de menținere în colecție a speciilor sălbatice de crizantemă. Sunt specii de pe toate continentele, în număr de 26 de specii, iar reprezentativă și reușim să o menținem este specia parentală, genitorul pentru aproape toate varietățile horticole de pe Pia. Colecția de ardeiuți decorativ reunește 11 specii și subspecii ale genului Capsicum, printre care cei 5 taxoni parentali care stau la baza majorității soiurilor și hibrizilor de ardei. Vizitatorii pot admira cei mai iuți ardei, dar și cel mai scump exemplar din lume. Aparține speciei Capsicum chinense, este vorba de soiul Agicea rapita, care poate ajunge la un preț per kilogram până la suma de 25.000 de dolari. Fructele acestui soi sunt extrem de mici, nu depășesc jumătate de centimetru în diametru. Cu ocazia acestei expoziții a fost inaugurată grădina tematică în care se găsesc plante asiatice. Directorul grădinii botanice, Cătălin Tănase, a declarat că plantările au început în anul 2019. Este vorba despre specii care provin din Japonia, China și Coreea. Deja multe dintre aceste specii lemnoase, mai ales, s-au dezvoltat bine. Credem că se va contura o zonă deosebită din care nu lipsește chioșcul vegetal, un lac și, bineînțeles, o cascadă, multe elemente din natură, piatra, lemnul, de asemenea, completează această grădină. Ediția din acest an prezintă și o serie de exponate inedite reprezentând insecte executate din materiale naturale, din ramuri uscate de rochită.